Toți misionarii care s-au dus în Noile Hebride au fost omorâți de canibale din acele insule, cu o singură excepție. Omul care a plecat la ei cu toate bagajele în sicriu. Aproape 40 de ani i-au ascultat cuvintele și mărturia. Când l-au mormântat, au scris pe mormântul lui: când a venit la noi, nu era lumină. Când a plecat dintre noi, nu mai era întuneric. Despre asemenea lucruri vreau să vorbesc în această seară, despre transformare, despre schimbare, despre creșterea în Hristos, despre maturizarea creștină. Dacă este ceva și este o tragedie a creștinismului contemporan, ea se numește infantilism spiritual. Venim o viață întreagă la biserică și nu se întâmplă nimic cu noi. Venim o viață întreagă la biserică și rămânem tot la fel de copii spirituali sau eventual și mai răi decât am început. De ce se întâmplă aceste lucruri oare? Aș vrea să vă atrag atenția în această seară la un text pe care îl găsim în Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 11 până la 16. Am vrea să explorăm acest subiect. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, că El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel care este capul, Hristos. Din El tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni 4, 11 la 16. Probabil că acest infantilism prelungit, această copilărie prelungită a creștinului de astăzi, își are o explicație. O explicație ar fi că lipsesc acești slujitori chemați de Dumnezeu din biserică, nu? Apostoli, proroci, evangeliști, păstori, învățători și așa mai departe. Dacă biserica nu are asemenea oameni trimiși de Dumnezeu, aleși de Dumnezeu, este puțin probabil că biserica aceea primește hrana spirituală adecvată ca să crească. Problema este mult mai complicată în zilele noastre, nu? Unde domină democrația. Cred că Dumnezeu trebuie să-și schimbe modalitatea Lui de a lucra, pentru că noi îi alegem pe oameni și spunem: Doamne, cu ăștia te rog să lucrezi. Ori nu știu dacă Dumnezeu acceptă metoda asta. De obicei, Dumnezeu alege și trimite El pe lucrătorii Săi. Cineva a spus că Dumnezeu nu caută oameni calificați, ci îi califică pe cei pe care îi cheamă El. Dacă unei biserici îi lipsește unul dintre aceste daruri dumnezeiești, pentru că spune, El a dat bisericii sale apostoli, proroci, evangeliști, păstori, învățători, El a dat darurile acestea bisericii cu un scop, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru pregătirea sfinților în vederea slujirilor și implicărilor în lucrarea lui Dumnezeu, ca să ajungă la cunoștința deplină a Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Aceasta este scopul pentru care Dumnezeu trimite acești oameni, dă aceste daruri bisericii sale. Un alt motiv pentru care probabil nu avem o creștere spirituală și asistăm la copilăria prelungită este că mulți creștini refuză să participe la procesul acesta de maturizare. Păi să predice cine o vrea,
noi avem alte preocupări, nu ne plac oamenii ăștia pe care și alege Domnul, ne-am vrea să alegem noi, nu-i așa? Ne opunem procesului maturizării, ne opunem procesului de învățare. Azi așa, mâine respingem din alt motiv și nu se prinde nimica de noi, nu se schimbă viața noastră. Probabil un alt motiv, al treilea motiv, este lipsa de cooperare care există în biserică. Vedeți, spune Sfânta Scriptură că toți, ca într-un trup, trebuie să cooperăm prin lucrarea fiecărei părți, în măsura ei. Fiecare dintre noi trebuie să ne dăm aportul la acest rezultat comun de a fi tot mai asemănător lui Hristos. Și ultima explicație care o găsim în acest text este viclenia oamenilor și reți, mijlocele lor de amăgire, prin mijlocele lor de amăgire. Azi dimineață, după ce am ascultat o expunere foarte frumoasă a lui Marius despre pilda semănătorului, am învățat că atunci când citim despre ultimul pământ bun care primește sămânța și aduce multe roade și rezultate, și vedem un lan de grâu perfect, nu? Numai grâu aur curat bate vântul și se leagă în bătaia vântului. Fantastic, nu-i mai pomenit. Imediat după asta, Domnul spune pilda neghinei. Spune, în timp ce se seamănă grâul ăsta bun, într-un pământ bun, vine vrăjmașul și seamănă zâzanie. Acesta este cuvântul, de fapt, planta despre care era vorba. Vine diavolul și își pune oamenii lui. Oameni, ascultați, oameni vicleni și reți, abili în mijlocele de amăgire. Ăștia ori atacă autoritatea oamenilor trimiși de Dumnezeu și discreditează oamenii lui Dumnezeu în fața celorlalți, ori seamănă învățături străine și duc pe foarte mulți oameni de la creșterea adecvată în Hristos. Este foarte șocant fenomenul acesta. Cine a trăit mulți ani în biserică știe că în orice biserică există acest sâmbure diavolesc, de zâzanie, viclenia oamenilor și mijlocele lor de amăgire. Și te miri cum se poate cineva să asculte de ei totuși. Și sunt oameni care ascultă de ei și la urmă își deschid mintea și spun, mă, cum am putut noi asculta de omul ăsta? Că nu ne-a oferit nimic. Ce ne-a dat în schimb? L-a discreditat pe păstor, s-a luat de evanghelist, l-a pictat negru pe învățător, pe apostol, pe proroc. I-a contestat tot timpul pe oamenii aceștia, dar în definitiv ce ne-a oferit? Nu ne-a oferit nimic. Ei bine, atunci când există o copilărie spirituală prelungită, copiii spirituali sunt foarte ușor victimele oamenilor vicleni și reți, care folosesc mijlocele de amăgire și prelungesc mai departe această copilărie spirituală a creștinului. Îmi place foarte mult expresia din cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în această seară, care spune așa, în versetul 11, să creștem în toate privințele, să creștem în toate privințele. Dacă copiii noștri nu ar crește în toate privințele, nu? Le-ar crește numai picioarele. Ar fi o malformație îngrozitoare, nu-i așa? Sau să crească un picior mai mare decât celălalt. Sau să crească numai mâinile. Vedem cât de mult suferă oamenii aceia care au malformații, care au crescut, n-au crescut corect, n-au crescut în toate privințele. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne îndeamnă să creștem, dar dacă creștem, să creștem în toate privințele. Pentru că noi învățăm mult mai ușor din exemple, în seara aceasta aș vrea să vă luăm un exemplu din Vechiul Testament. Există un portret extraordinar al lui David, făcut în foarte scurte cuvinte, în 1 Samuel, capitolul 16, versetul 18. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre David. Și apoi am să luăm pe David și să învățăm din acest exemplu
cum să creștem în toate privințele. Spune, iată am văzut pe fiul lui Isai, Betleamitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Este un portret, dacă vreți, a unui creștin care a crescut bine, a crescut în toate privințele, a crescut corect. Dar haideți să o luăm pe rând câteva dintre domeniile în care ar trebui să se vadă o creștere spirituală în viața noastră de creștin. În primul rând, ar trebui să creștem în dragoste și ascultare de Domnul. În dragostea și ascultarea de Domnul. Dacă l-a caracterizat pe David ceva, a fost dragostea pentru Dumnezeu. Dumnezeu este iubitul inimii sale, îi cântă psalmi, îi scrie poezii, îi cântă cântări, adoarme cu el în gând, se trezește dimineața cu el în gând. Domnul este marea iubire a lui David. Este interesant că David a avut mai multe soții, dar nicăieri nu găsim în viața lui David că ăsta a iubit-o pe una din ele, așa ca Solomon, de exemplu, pe Sunamita sau cine știe care din ele, nu? Că i-a dedicat un poem de dragoste, nu? Cântarea cântărilor. David se pare că a avut el multe neveste, dar și-a și împărțit inima câte o bucățică pentru fiecare, nu? Așa. Dar dragostea numărul unu a lui David este pentru Domnul. Ei, lui Domnul îi scrie poezii, psalmi, îi cântă și se închină lui Dumnezeu cum nu s-a închinat nimeni până la el și nici de la el încoace n-au fost multe exemple asemănătoare. Marea iubire a lui David este Domnul. Iată ce spunea Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 1, versetele 9 și 10. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult. Dragostea voastră să crească tot mai mult. Unde? În cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Apostolul spune și îmi spune mie și ție în această seară, dragostea ta pentru Domnul să crească, să crească. Când eram copii, ne lua mama la ușă și în fiecare an, mai ales așa de anul nou, încresta la ușă, n-avea creion, dar avea un cuțit cu care a rămas în tocul ușii creșterea noastră în fiecare an. Și mama era fericită că anul ăsta a mai crescut cu un centimetru, doi, trei, eu știu. Era mulțumită că creșteam. Fiecare dintre copiii ei creșteau. Ai un loc așa unde te duci din când în când să măsori dragostea ta pentru Domnul? A mai crescut? A mai crescut dragostea ta pentru Domnul? Așa un pic câțiva milimetri, câțiva centimetri anul ăsta decât anul trecut? Dacă nu știi unde să cauți, spun eu, sunt două lucruri în care se poate verifica dragostea pentru Domnul foarte bine. Calendarul tău, agenda, să vezi cum ai petrecut timpul. Dacă ai avut timp pentru Domnul sau nu. Știți că întotdeauna avem timp pentru oamenii pe care îi iubim? Întotdeauna avem timp. Doamne, când îi făceam curte la domnișoara Rodica Ștrângar, că așa o chema, mă duceam cu jumătate de oră înainte. Și ea venea cu jumătate de oră după. Și ploua. Și mă întreba, am stat mult? Nu, eu eram gata să stau o veșnicie dacă trebuie. Pentru că atunci când iubești, îți faci timp. Ai timp pentru ceea ce iubești. Dacă mai vrei să vezi un loc, să vezi dacă dragostea ta pentru Domnul a crescut sau nu, uite-te în checkbook să vezi ce s-a întâmplat cu donațiile către biserică luna asta, luna trecută, anul trecut. Ai mai crescut în dragoste pentru Domnul, pentru împărăția Lui? Cât investești în ea? Știți din nou că noi avem bani pentru ceea ce iubim? Întotdeauna avem bani pentru ceea ce iubim. Sunt două lucruri care vorbesc despre inima noastră. Și dacă vrei să-ți măsori dragostea pentru Domnul, dacă a mai crescut sau nu, uită-te la acești doi indicatori.
Ce-ar fi să te îndrăgostești din nou de Domnul? Avem noi oare o inimă întru totul, totului tot dată Domnului? Asta se vede în ascultarea noastră de El. Biblia ne învață să ne întoarcem la dragostea din tâi, nu la dragostea aceea de la început, în care nu eram pierduți în sentimentele năvalnice care veniseră peste noi. Nu neapărat. Biblia când vorbește dragostea din tâi, spune dragostea numărul 1. Dragostea numărul 1. Ți-ai părăsit, ai abandonat, ai uitat dragostea numărul 1. A trecut pe locul 2, pe 3, 4, 5, undeva mai la coadă. Ce-ar fi să-L punem pe Domnul iar pe la locul cuvenit? Să-L iubim din nou cu toată energia noastră, cu toată puterea noastră, cu toată ființa noastră? Pentru că Domnul nu acceptă, El este un Dumnezeu gelos, nu acceptă să fie pe locul 2. Așa cum tu nu accepti să fii pe locul 2 în dragostea soției tale. Ce-ar fi să vii într-o zi acasă și soția ta să spună, te-am trecut pe locul 3. Prima dată iubesc pe copii. Să fie foarte clar, înaintea tuturor sunt copiii mei, ok? Apoi, așa cum învață Barbara Streisand, nu? Cea mai grozavă dragoste, dragoste de mine însumi. Da? Da. Tu ești pe locul 3. Să nu ne ducă mintea să mai spunem alt nume masculin, nu? Dar ai fi fericit să fii pe locul 3? Ai fi fericit? Eu n-aș fi. Nici Domnul nu este bucuros să fie pe locul 2-3 în viața noastră. Când Biblia ne învață și ne îndeamnă să ne întoarcem la dragostea din tâi, spune, crește în iubire, pune-mă din nou pe locul întâi în viața ta. Fă din mine dragostea numărul 1. Iubește-mă înaintea oricărui lucru și oricărei persoane. Domnul să ne ajute să creștem în dragoste și ascultare de El. Fie rugăciunea noastră în fiecare zi, Doamne, lipește-mi inima de Tine, așa cum spunea poetul. Aș vrea să te iubesc mai mult astăzi decât te-am iubit ieri și mai puțin ca mâine. Să existe o creștere a iubirii mele pentru tine. Reîndrăgostește-te de Domnul și să se vadă dragostea asta care crește în viața ta pentru Domnul. Un al doilea lucru în care ar trebui să creștem este în exersarea și folosirea darurilor spirituale primite de la El. David știa să cânte și cânta bine. Lungile zile în spatele oilor nu erau zile de plictiseală. Știți când oamenii se plictisesc? Când nu iubesc, atunci se plictisesc. Lua chitara, harfa, cine știe ce alte instrumente mai avea el, și cânta psalmi Domnului, cânta Dumnezeului său, făcea exerciții. Un dirijor a spus că, un cântăreț a spus așa, dacă nu exersez o zi, eu știu lucrul ăsta. Dacă nu exersez două zile, dirijorul știe lucrul ăsta. Dacă nu exersez trei zile, sala întreagă știe. Exersează darul care l-ai. În primul rând ar trebui să știm ce daruri avem noi așa și să fim mulțumiți cu ele. Cei mai mulți dintre noi nu suntem mulțumiți cu darurile care ne le-a dat Dumnezeu. Suntem invidioși pe alții, pe darurile altora. Dacă aș avea și eu voce să cânt așa, nu. Aidana mea învață la chitară și am de gând să-i spun, băi, ești aproape de Elvis Presley, go ahead. Mi-e așa de drag să-l aud cum zdrângânește pe ea. Mulțumesc Domnului că n-a avut, frate, idee să învețe fanfară, că dacă îmi suna cu o trompetă, nu știu dacă rezistam la treaba asta. Zice că unul care vindea trompete, vindea și pistoale. Și a fost întrebat, care e treaba? Zice, fac o afacere excelentă. Cum își cumpără unul trompetă, vine vecinul și cumpără un pistol. Facem afaceri, bun.
E bine, exersează cu darul care l-ai. Fii fericit cu darul care l-ai. Nu invidia pe alții care ți se par că au daruri mai grozave ca ale tale. Dumnezeu știe exact ceea ce ți-a dat. Spunea apostolul lui Timotei, de aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Înflăcărează darul care l-ai. Lucrează cu el, exersează-l. Să fii tot mai bun pentru Domnul, să crești în lucrarea pe care o faci pentru Domnul. Poeziile tale care le recit să fie tot mai bune, tot mai extraordinare, cântările tale tot mai încurajatoare și pline de har dumnezeiesc pentru ridicarea sufletelor altora. Predicile tale să fie cu tot mai mult foc. Știți că cineva a spus, pune foc în predici, să puneți predicile pe foc. Nu există altă soluție. Identifică-ți corect darurile și folosește-le, exersează-le. Să știți că nu s-a întâmplat așa peste noapte David să ajungă un cântăreț foarte bun. Nu, a fost ani de zile în spatele turmei de oi, când a lăudat pe Domnul, când a compus psalmii. Eu cred că mulți dintre psalmii lui David s-au născut acolo. Cântările iubirii sale, primei sale iubirii. Domnul Jehova din ceruri. Exersează-ți darul și crești în exersarea darului tău. Apoi, în al treilea rând, să creștem în curaj și îndrăzneală pentru Domnul. Curaj și îndrăzneală pentru Domnul. Este un verset pe care l-am găsit într-o traducere românească mai recentă. Și aș vrea să vă gândiți foarte bine la cuvintele care sunt scrise acolo. Din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum, împărăția cerurilor a înaintat prin forță. Și doar cei care au fost curajoși au putut pune mâna pe ea. Wow! Cu năvală, cu darea năvălă, aproape nu știm exact despre ce este vorba. Dar aici este pus degetul exact pe adevăr. Împărăția lui Dumnezeu înaintează prin forță. Chiar așa oare? Haideți să vă spun o istorie. Este de fapt o legendă evrească din literatura talmudică în perioada exilului babilonian s-a născut aceste legende care, multe dintre ele, sunt bazate pe fapte reale. Cam la un secol înainte de venirea lui Hristos, a fost o secetă îngrozitoare în tot Israelul. Așa de mare a fost seceta aceea că un an de zile n-a picat un strop de ploaie. Oamenii credeau că Dumnezeu nu mai vorbește și nu se mai aude vocea lui Dumnezeu. De fapt, de 300 de ani murise ultimul proroc din Israel. Dar era la periferia Ierusalimului un om care știa că Dumnezeu încă aude vocea noastră dacă noi nu mai auzim vocea Lui. Îl chema Honi. Lumea s-a dus la Honi și a spus, fă ceva, tu ești un om al lui Dumnezeu, un om al rugăciunii, fă ceva pentru noi. Și Honi a făcut un lucru extraordinar, s-a dus în piața cetății, în curtea templului, avea un toiag așa înalt cât era de el și spre surprinderea tuturor, a făcut așa un cerc, roată cu toiagul și a zgâriat jos cu toiagul acela, a desenat un cerc. Apoi s-a trântit în genunchi, în cercul acela, și a spus, jur pe Domnul Dumnezeul meu că n-am să mă ridic din cercul ăsta până n-o să ploaie. Erau cuvintele unui om plin de curaj și de îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Se spune că imediat după aceea au început să cadă picuri de ploaie. Oameni însetați cu gura căscată prindeau picuri de ploaie care veneau peste ei. De acolo de jos din praf, cu capul încă în pământ, Honi a strigat, Doamne, eu nu m-am rugat pentru asemenea ploaie, m-am rugat pentru o ploaie să umple toate cisternele și toate fântânele și toate locurile joase.
Și a început o ploaie din aceea cum n-au mai văzut evrei niciodată. Se spune că stropii de ploaie erau cât ouăle de mari. Când a văzut potopul acela de ploaie, Honi a strigat a trei oare: Doamne, eu m-am rugat pentru o ploaie a milei și a harului Tău peste națiunea noastră. Și a început să ploaie lin și lung câteva zile la rând. Fapta aceasta lui Honi a rămas în istoria neamului evreiesc, a unui om plin de curaj, care a știut să tragă un cerc și a spus: n-am să mă ridic de aici până Dumnezeu ascultă. Știți că Dumnezeu are nevoie de oameni curajoși, asemenea lui Honi, oameni care să tragă câte un cerc și să spună: n-am să mă ridic de aici până copiii mei nu se întorc la Dumnezeu. N-am să mă ridic de aici până când neighborhood-ul meu va fi curat de drug dealers. Asemenea curaj, prin asemenea curaj înaintează împărăția lui Dumnezeu, prin asemenea oameni înaintează împărăția lui Dumnezeu. Ar trebui să creștem în asemenea curaj. Gândiți-vă la David, cu cât curaj l-a înfruntat pe Goliat. De unde curaj la feciorul ăsta? Din experiența lui cu Dumnezeu dinainte. A făcut exerciții pe leu, pe urs, care a atacat turma prima dată. Și apoi s-a dus în numele acestui Dumnezeu împotriva lui Goliat. Interesant că cuvântul acesta, expresia aceasta cu năvala, este tradus de Bartolomeu Anania, de exemplu, la ortodoxi, cu asalt. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu asalt. Se ia cu forța, Biblia trinitariană. Dumnezeu are nevoie de oameni curajoși în asemenea zile. Nu suntem mulțumiți de lumea în care noi trăim, de situația acestei lumi. Dumnezeu are nevoie de oameni curajoși să provoace această lume prin acte de curaj pentru Domnul. În al patrulea rând, să creștem în experiența luptelor spirituale. David a întrecut pe toți dușmanii lui în dragoste și rugăciune, dar și în aruncarea pietrelor cu praștia. Eu cred că acolo, în urma oilor, când n-a mai cântat, a luat praștia și a luat toți copacii la rând, până a știut să lovească la precizie. Deja era expert, știa exact ce pietre să aleagă din râu, știa exact cum zboară fiecare piatră. Și a ales 5 pietre și a plecat împotriva lui Goliat. Lupta noastră este o luptă spirituală. Luptăm împotriva celui rău. De aceea spunea Apostolul în Efeseni, capitolul 6, luați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți să vă împotriviți în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Suntem într-o luptă spirituală și avem nevoie să exersăm în tehnica acestei lupte spirituale. Vă recomand un film, puneți mâna pe el, găsiți-l, îl cheamă The List. Un film care vorbește despre lupta spirituală. O să fiți impresionați să vedeți că și în zilele noastre sunt oameni care știu să lupte pe genunchi, care știu să biruiască împotriva celui rău. Și uneori este o văduvă singură undeva, o bătrânică uitată într-un apartament, care poartă bătălii uriașe împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh și care luptă împotriva copiilor lui Dumnezeu. Trebuie să fim niște soldați care știu să lupte în lupta spirituală. În al cincelea rând, ar trebui să creștem înaintea lui Dumnezeu în cunoașterea și comunicarea cuvântului. Cunoașterea și comunicarea cuvântului lui Dumnezeu. David spune Sfânta Scriptură că vorbea bine, vorbea bine, știa să vorbească bine. Urmează alegerile, nu? În 4 noiembrie mergem la vot. Românii merg mai repede în 2. Știți cine conduce lumea? Oamenii care știu să vorbească. Știți asta? De arată cum arată lumea asta, că dacă ar conduce-o inginerii, nu? Care știu să calculeze,
ar fi altfel. Dar conduc lumea oamenii care știu să vorbească. Oamenii care știu să vorbească și să vorbească cuvântul lui Dumnezeu sunt instrumentele lui Dumnezeu pentru schimbarea lumii în care noi ne aflăm. Avem obligația să cunoaștem cuvântul și să știm spune altora. Până voi veni la tine, spunea apostolul lui Timotei, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Ai grijă să înveți cuvântul și să poți să-l predai altora. Cei mai mulți dintre noi ne scuzăm, a, nu e darul meu, nu e jobul meu. Este a fiecăruia dintre noi și ar trebui să creștem în abilitatea asta și să știm cuvântul și să-l putem spune și altora. Apoi, în al șaselea rând, ar trebui să creștem în caracter cristic, roada Duhului. Până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Spune Sfânta Scriptură că David arăta bine. Este ciudat pentru un cioban să arate bine, nu? Ăștia nu, nici nu arată bine și nici nu miroase bine. Se spală la ultima ploaie, stau în jurul oilor, miroase a oii. Iată un cioban care se respectă, arată bine, impresionează pe profeți, impresionează anturajul împăratului Saul, un cioban care arată bine. Dar frumusețea lui David nu este numai în părul lui bălai și faptul că se îngrijește, probabil se barberește la timp, se îmbracă și mai dă cu spray, să nu miroasă oaie, ci este frumusețea caracterului acestui om. Frumusețea unui om constă în frumusețea lui interioară. Noi așa am întâlnit în viața noastră oameni care au fost foarte urâți la figură, așa-i? Am avut o profesoară de muzică, o chema doamna Muscă și se potrivea foarte bine numele cu cum arăta doamna Muscă. Urâtă foc. Dar era atât de bună încât în memoria mea a rămas una dintre cele mai extraordinare profesoare. Pentru că avea o frumusețe interioară care eclipsa lipsa ei de frumusețe sau, eu știu, figura ei de Muscă. Frumusețea interioară a caracterului ar trebui să ne-o cultivăm, această frumusețe a roadei Duhului. Când întâlnim pe cineva să vadă cineva în noi dragoste și bunătate și îndelungă răbdare, am spus-o de atâtea ori, după ce ne-a vizitat 3 ani de orzi acasă, copiii erau mici. Babi, cred că avea vreo 6 ani, m-a întrebat, tati, când mai vine Domnul Iisus la noi? Pentru că după modul în care vorbea omul acesta, după ce emana din el, dragostea ce emana din el, babi a crezut că ăsta este Domnul Iisus. A venit Domnul Iisus în vizită la noi. O asemenea frumusețe, o asemenea creștere în caracter ar trebui să se vadă în noi tot mai mult. Din păcate însă, este suficient să zgârie cineva coaja învelișului nostru religios, să se verse exact ceea ce este înăuntru și nu se varsă întotdeauna ce ar trebui, ce amărăciune și lucruri care nu sunt deloc de la Domnul. Ar trebui să fim tot mai asemănători cu Iisus, așa e? Și ultimul lucru care vreau să-l menționez, ar trebui să creștem în credință și umblare cu Dumnezeu. Ultima frază care se spune despre David, Domnul era cu David. Domnul era cu David. Domnul umbla cu David. Dacă David mergea la oi, Domnul mergea la oi cu David. Dacă David se ducea la luptă împotriva lui Goliat, Domnul mergea la luptă împotriva lui Goliat. Dacă David cânta la harfă să fugă duhurile rele din Saul, Domnul cânta la harfă cu David. Domnul era cu David. Este oare Domnul cu noi sau nu este? Ar trebui să creștem în această umblare cu El.
ca Enoch într-o zi să ne trezim acasă cu Domnul. Să umblăm cu Domnul în fiecare zi. Avem nădejdea că dacă credința voastră crește, spune Apostolul, va crește și câmpul vostru de lucru între voi, nespus de mult după măsura noastră. Observați? Dacă crește credința noastră, va crește și câmpul nostru de muncă. Vrei să crească câmpul muncii tale? Vrei să te pună Domnul peste mai multe? Fii mai credincios, Domnule. El împarte geaburile lui după credința noastră. Dacă eu am credință numai pentru, 200 de oameni, numai 200 de oameni o să vină la biserica asta. Da. Ascultați-mă bine, credința mea este mult mai mare. Împlinim 3 ani de când ne-am mutat în biserica aceasta. De fapt, în 23 octombrie acum, împlinim un an de când am început să lucrăm la clădirea asta, știți? De-abia un an. În septembrie am împlinit 3 ani de când am început. Și știți ce greu și cât de puțin am fost. Eu cred că nu vor trece încă atâția ani când vom fi dublu că suntem acum. Domnul va da progres lucrării sale, eu cred asta. Trebuie să avem credință, să se lărgească lucrarea noastră. Ai credință și Domnul se va dubla corul ăsta, Corneliu. Ai credință. Vor veni dublu mai mulți coriști. Aveți credință și Domnul va spori, va crește și câmpul vostru de lucru. Nu e așa că am trecut peste versetul ăsta, dar era în Biblie. Mulți dintre noi ne plângem că nu avem câmp de lucru, numai un mic grupuleț. Să știți că Domnul vrea să-ți crească credința ca să-ți dea de lucru la mai mare teritoriu. Potrivit credinței noastre, Domnul ne va da să stăpânim planete și ne va da să conducem o parte a acestui univers. Trebuie să creștem. Nu putem să stagnăm. Nu putem să continuăm să stagnăm. Haideți să ne punem câteva întrebări la sfârșitul lecției din această seară. Numărul 1. Ce se întâmplă cu înălțimea staturii noastre duhovnicești? Unde suntem? Aveam o cântare pe care o cântam de copii. Te ridici sau cobori? Te întreb de 2 ori, ca să rimeze. Dar dacă ne-am întrebat o singură dată ce se întâmplă cu noi, ne ridicăm sau să coborăm? Dacă ne-am măsura undeva la unul și ora ușii lui Dumnezeu, a mai crescut de anul trecut sau nu? Ce se întâmplă cu statura noastră spirituală? Ce se întâmplă cu noi? Creștem sau descreștem? De la cine învăț să cresc? Ascult cuvântul lui Dumnezeu? Ascult la oamenii pe care Dumnezeu mi-a trimis sau ascult de oamenii vicleni și reți și mă las dus de mijloacele lor de amăgire? Dumneavoastră cunoașteți multe exemple de oameni care au fost înșelați când de unul, când de altul și duși. Și Domnul Iisus spune, aveți grijă că sunt unii din ăștia care toată viața umblă și nu învață nimic. Aveți grijă că o să vină înșelătorii să o să spună Hristos e aici, ba nu e aici, e dincolo. Nu vă duceți după ei, nu vă lăsați duși de mijloacele acestea de amăgire și de înșelare. De la cine înveți să crești? Ai un mentor, ai un exemplu, ia unul din Biblie dacă nu găsești în altă parte. Ai un exemplu pe urmele căruia vrei să crești, vrei să semeni cu el, vrei să te apropii de Domnul sau nu ai? A treia întrebare, cresc eu în toate privințele sau cresc numai în ce îmi convine mie? Cresc un creștin echilibrat, normal sau am niște malformații care deranjează trupul lui Hristos? Și ultima întrebare, cooperez eu cu ceilalți la o creștere armonioasă a trupului lui Hristos, biserica? Cooperez eu cu ceilalți?
Sau am un dispreț, ăla e din Oltenia, ăla din Moldova, ăla e ardelean, ăla cine știe de unde îi, ăla are culoarea aia, ăla are culoarea cealaltă, ăsta e baptist, ăsta e pentecostal, ăsta e ortodox, cine știe câte categorii mai avem și le inventăm tot timpul, motive ca să nu cooperăm, ca să nu cooperăm. Dacă nu o facem, nu vom crește în toate privințele. Nu avem voie să stagnăm. Cineva a spus, creștinismul este ca mersul pe bicicletă. Când te-ai oprit, ai căzut. Haideți să încheiem seara aceasta cu rugăciune în mod special și să ne rugăm Domnului să ne dea putere să creștem. El ne dă resursele la dispoziția noastră să creștem în toate privințele. Să-i mulțumim Domnului pentru ele și să-i promitem să investim în darurile care ne le-a dat și să-i promitem Domnului să creștem, să ne dezvoltăm, să devenim creștini maturi. Să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm Domnului. Doamne, venim.